În general, ninsorile abundente creează probleme taximetriștilor. Din cauza străzilor secundare nedezăpezite, circulă greu, întârzie la comenzi, iar găsirea unui loc de parcare este o adevărată provocare. Mai mult, nici treaba nu merge, clienții sunt din ce în ce mai puțini, iar puținii bani pe care îi câștigă îi dau apoi pe benzina. În ciuda faptului că în această perioadă taximetriștilor ar trebui să le meargă foarte bine, sezonul rece nu este unul tocmai profitabil pentru ei. Traficul se desfășoară cu dificultate și de cele mai multe ori aceștia întârzie la solicitările clienților, pentru că pierd timp prețios încercând să circule pe străzile nedezăpezite. Aleile dintre blocuri nu au fost curățate, prin urmare accesul autoturismelor se realizează foarte greu. Dacă în mod normal se circulă pe ambele sensuri, iarna, din cauza grămezilor de zăpadă de pe marginea străzilor, șoferii se îngrămădesc pe un singur sens. Deși locurile de parcare pentru taxiuri sunt insuficiente în comparație cu numărul mare de mașini, acum, colac peste pupăză, ele sunt blocate de nămeții de zăpadă. Așa că șoferii sunt nevoiți fie să-i escaladeze cu riscul de a rămâne blocați, fie să oprească în mijlocul străzii. Toate statele sunt înzăpezite, primăria nu a făcut curat pe locurile de parcare a taxiurilor, nu mai spun străzii. Când au început ninsorile, la ora 9 dimineața, 10, nu era ieșit niciun agregat pe stradă, un utilaj. Străzile secundare cum se circulă? Nemai pomenit de greu. Pentru că sunt parcate mașini și pe o parte și pe alta și se circulă numai pe un singur sens, adică este locul mai de mașini de circulat, în rest nu se poate circula. Pe drumurile tot la fel nedezepezite, pe drumurile principale, arterele principale, eu nu știu. Deci cum plătește el care stă în centru, care vine cu plugul și dezăpezește, ăștia care stau printre blocuri, nu plătește aceeași sumă? Dar să întreba pe domnul Stavarache. Nu am nimic cu dumnealui. Stă bine acolo, dar printre blocuri este teroare, teroare. Numai așa merg. Să întâlnesc două mașini. Dar parcările care sunt destinate taximetriștilor, cum sunt? Să vedeți, uitați-vă. Puteți să vedeți și dumneavoastră la fața locului. Deci, probabil, pe undeva, un dram de 50% au și ei dreptate, pentru că fiind mașini, nu se reușește să se dezăpezească. Dar când este liber, nu dezăpezesc. Aceeași problemă ne-a prins nepregătiți. Meseria de taximetrist nu este una din care să câștigi bani frumoși. Dacă în anii trecuți pe vreme rea băcăoanii preferau să circule cu taxiurile, în ultimul an numărul clienților a scăzut dramatic. Declinul financiar se simte acum și în buzunarele transportatorilor. Sunt mai greu, dar sunt așa. Deci nici nu trăim, dar nici bine nu o ducem. Deci asta există, cum să vă zic eu așa, mai pe înțelesul tuturor, o meserie care pleci de acasă, dar nu știi cu ce te întorci înapoi în buzunare. Ca să ai un trai așa, barem cât de cât, nu poți. Dar merg băcăoanii mai des, acum în sezonul rece, cu taxiul? Nu. Însă aceiași clienți care merg zilnic. Deci, că e vară, că e iarnă, că plouă, că ninge, aceeași problemă zilnică. Acum taximetriștii muncesc mai mult pentru a reuși să facă plinul la mașini. Scumpirea carburanților a fost ca o palmă pe obrazul lor. Acum cei iau pe mere, dau pe pere. Stau cu orele în stație în așteptarea clienților, cu motorul pornit, ca în final, în urma unei curse de câțiva lei, să nu-și poată nici măcar acoperi costul de benzină. Este sezonul rece un sezon mai greu pentru taximetriști? Cel mai greu sezon. Clienți mai puțini. Noi muncim mai mult pentru carburant, pentru că benzina s-a scumpit, mergem cu același tarif pe ceas și muncim pentru carburant atât. Mai ajungeți cu bani acasă? Păi nu mai ajungem cu bani acasă, că nu se fac bani. Banii se duc pe gaz. Se circul foarte greu prin Bacău, nu sunt curățate locurile unde parcăm mașinile. Altceva, nu avem locuri de parcare, taxiurile sunt foarte multe, foarte multe, față înainte sunt foarte multe taxiuri. Stăm câte 2-3 ore în stație să luăm o comandă, să prindem un client. Mai mult consumăm, de mult, sau ținem 2 ore mașina pornită, luăm un client de 5 lei, nu ne-am scos benzina.
Dar sunt mai mulți clienți acum în sezonul rece? Merg mai mult băcaoanii cu taxiul decât înainte, decât vara? Dacă au sărăcit, de unde să meargă? Dacă nu au bani, de unde să meargă mai mult? N-au de unde să meargă. Dacă avem șomeri, pensionari, nu se lucrează, industria nu merge, ce să lucrezi? Dacă ar merge industria, s-ar mișca și lumea. Dacă nu merge nimic... Iarna nu este o perioadă profitabilă pentru acest gen de afacere, dar criza îi forțează pe taximetriști să-și facă meseria în continuare.